Stimate domn președinte, dat fiind faptul că până la data de 19 noiembrie, în așa numită alianță s-a discutat doar cum să împartă 62 de întreprinderi municipale și 8 societăți pe acțiuni, cum să fie împărțiți viceprimarii cu ei și câte revine, eu atunci declar, da, și m-am bazat atunci pe declarația domnului președinte fracțiunii Oazna Antoi, care s-a declarat că ei sunt doar 4. Unul lipsește, da, dar ei sunt 4. Atunci eu m-am bazat că domnul președinte a exclus un consilier din Platforma Populară Europeană Iurie Leancă, respectiv, fără să consulte, atunci eu vă declar că eu părăsesc fracțiunea și de azi înainte rămân doar cu interesele Chișinăului, elilor și a Chișinăului. Domnul, dumneavoastră nu ne-ați spus cum ați votat. Deja ați încălcat procedura de vot. Cum ați votat? Cum ați votat pentru chestiunea 6, abținere? Stimați consilieri, cu 20 de voturi, chestiunea numărul 6 nu a acumulat număr necesar de voturi și este trimisă la reexaminare. Da, înainte de a trece la chestiunea numărul 7, domnul Domanschi, de procedură. Eu vreau să spun că domnul Ștefăniță a făcut niște dezvăluiri aici, cine și ce împărțit, ce societăți pe acțiuni. Eu vreau ca și dumnealui să recunoască că a vrut să fie viceprimar pe arhitectură și la să spună de lucrurile astea la toată lumea, ca să știe. Nu, să nu s-a supărat. Domnul Domanschide, cu dreptul la replică vă rog frumos, niciodată nu s-a discutat candidatura lui Ștefăniță la viceprimar. Dar dacă vă scoate...